Hai să vorbim și despre celelalte categorii sociale care odată credeau că nu subțin. Asta vedem la medici care au fost urmăriți și umiliți și poate jocoriți. Asta vedem la dascălii care sunt puși sub urmărire pentru un buchet de flori. Asta vedem public pentru binele comunităților. Asta vedem și la oamenii simpli care au fost luați în comentator pentru a da un exemplu pentru toți românii de cât de puternici sunt ei. Pentru toți ceilalți care se cred la adepostul propriei vinovății. Nimeni nu e la adepost. Oricine, absolut oricine azi în România poate fi vizat de un denunț care să-i aducă o arestare sau o condamnare. Te ceri cu vecinul? Ești un denunț la DNA. Ai o dispută la serviciu? Te alegi un denunț la DNA. Vorbești cu cineva la telefon? Doamne, nu vine să cred, nu vine să cred ce văd, nu vine să cred ce văd, frate, nu vine să cred ce văd. Uitați-vă și dumneavoastră. Uitați-vă și dumneavoastră pe aici. Băi, uitați-vă, filmează, puneți că ce vreți voi. Aceste imagini trebuie viralizate, să vadă toată lumea ce au lăsat aici. Ce jeg au lăsat, fraților, uitați-vă ce jeg au lăsat în jurul lor. Ce jeg au lăsat, nu se poate, fraților, așa ceva. Băi, fraților, n-a văzut Bucureștiul așa ceva. N-a văzut niciodată Bucureștiul. O mizerie și un jeg ca acesta. Fiți mândri că sunteți români ai PSD-ului. Fiți mândri, îndrăzniți să credeți în PSD, pentru că au lăsat aici jegul lor. Și au lăsat jegul din PSD. PSD-ule! Să mori cât mai repede! Uite câți oameni se uită, uite câți oameni se uită. S-a pus pe mică, nu pot să-ți spui creierele la oameni. Uite și tu, au dat, am filmat când au dat apă. Toată lumea, ceea ce au făcut ei aici, astăzi, ce au lăsat ei în urma lor, astăzi, s-au făcut să facă, mă? Un spital n-au cum să fac, dar un meeting au făcut, uitați câtă... Dar nu, dar uite câtă apă le-au dat, asta e problema, și câți bani s-au cheltuit. Au pus pe fugă, jandarmeria, poliția, acum cei de la salubritate, cine plătește tot ceea ce au făcut ei aici? Cine plătește, fraților, ceea ce au lăsat ei aici? Uitați-vă câți oameni de la salubritate au pus pe fugă. Avem o rugăminte dumneavoastră, 10 minute pe când fac că trebuie să stăm alături, eu așa am primit ordin de la jandarmerie, pentru ca ei să facă curățenie. În curând vom avea în mijlocul capitalei României un PSD care să moară și un PSD care să nu mai fie în această țară de căcat în care ne-am făcut de râs, pur și simplu ne-am făcut de râs, de râs. Bravo, rezistența! Haideți, cei de la rezistență, transmiteți un mesaj acum. Rezistența acum se apucă și strânge gunoiul penalilor. Strânge gunoiul după PSD, nu se poate așa ceva. Nu vine să cred ceea ce văd. Nu vine să cred, fraților. Uitați-vă și din asta ce au lăsat. E un gest normal să văd un jegul care l-au lăsat pe sediști. Da, e foarte normal, fraților, o țară europeană. Și ceea ce au vorbit ei pe scenă, că sunt studenti și altceva. Uitați-vă ce au lăsat. Fără cuvinte. E o rușine. Suntem în mijlocul unei capitale. E o rușine. Au pus atâția oameni pe stradă. Au pus atâția oameni să muncească. Cine-i plătește toți oamenii? Cine-i plătește, fraților? Ce e aici? Nu vine să cred. Toată presa e pe Dragnea. Nu vine să cred, fraților. Uitați-vă și dumneavoastră ce au lăsat aici. Auzi să mă spun cu Facebook. Cum te gătești? Ce e acum? Cu toții la pușcărie!
pe la lua la bătaie pe dragnea? Mamă, uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă aici. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă aici, dragnea, 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 dragnea. Uitați-vă pe dragnea, uitați-vă pe dragnea. În hot sunt pe dragnea, în hot sunt pe dragnea. Curăță miseria, băi! Spune-ți, spune-ți. Rușine, rușine, rațională, ce? Justiție, prietene! Domnul Dragnea, cum este să călcați în gunoaiele astea? Mulțumesc mult pentru mine. Scump este să fiți de la 100 km, trebuie să bei niște apă. Poftim? Nu te răspunde cu întrebare, la o întrebare. Dar cine ai adus? De ce nu răspunzi? Ce-ai făcut? Pe rușine s-a spus. Aha, pe rușine. De ce se pierde? De ce se pierde? Răspunde omul. Rafael, l-a spus pe cuvântul atenției. De ce e vreme? Covaci, luați-i, șteți un bibon. Covaci, luați-i, șteți un bibon să vină la scenă. Rușine națională, rușine să vă fie, rușine să vă fie. Meșa Gheorghe, județul Constanța. Meșa Gheorghe, județul Constanța, să vină la scenă. Băi, mâine de cât mai vin? Vânătorul Nicolae, la care vă încomen, județul Olt, să vină la scenă. Cărora le dați ajutoare sociale. De ce ne putrabia? De ce ne mintă? Ați văzut mizeria din viață? Ați văzut mizeria din viață? Ce rușine, toată prin bidoare, ce rușine. Rușine, rușine. Distribuiți la emi. Frate nouă, ce război poate să lase ei după ei? Uitați-vă și dumneavoastră. Câtă lume vine după ei să facă curat, să le facă lor curat. Așa ceva n-a văzut capitala României. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată de când sunt proteste în București. Protestele din București au fost pașnice. Au fost niște proteste împotriva nenorociților, penalilor. Dar așa ceva nu au lăsat protestatarii rezist. Din localitatea Brâncoveni, județul Olt. Acum este Dragnea, fraților, uitați-vă. Din localitatea Brâncoveni, județul Dragnea. Olt, să vină la scenă. Uitați-vă și dumneavoastră. Dacă îi place ceea ce au lăsat colegii lui de partid, toți care conduc acest... sau toți care i-au adus aici. Rușine! Rușine să vă fie! Mai devreme nu v-am auzit. Rușine să vă fie! Uitați-vă ce mizerie e în jurul dumneavoastră, domnul Dragnea! Uitați-vă ce mizerie au lăsat! Uitați-vă ce mizerie! Ce mizerie! N-am văzut Bucureștiul, fraților, așa mizerie! N-am văzut Bucureștiul în mizerie cum au lăsat ei. E, dar ce e, frate? Nu am lăsat, dar uitați-vă și dumneavoastră ce e aici. Uitați-vă și dumneavoastră ce e aici. Domnul, se face curățenie, dar așa ceva nu s-a văzut. Deci eu așa ceva nu am văzut în statul paralel. Băi, dar ce tâmpenie, frate. N-am putut să văd așa ceva în viața mea. Jegoșii, tâmpiții, țăranii. Au lăsat aici, ca după un război.
nu se poate descrie în cuvinte ceea ce văd în fața ochilor, fraților. În fața Mardare ochilor. Ion, să nicești Bacău. Uitați-vă Mardare și Ion, să nicești Bacău, să vină la scenă. Ce rușine în mijlocul capitalei României. În acest moment vedem, uitați-vă cum le iau vântul, frate. Uitați-vă cum le iau vântul. Nu pot să calc de bidoane și de prostii ce sunt pe jos. Ce faci, frate? Uite și tu ce e aici. Oamenii civilizați din PSD. Uitați-vă ce ați lăsat în urma voastră. PSD-ule, trezește-te. Vezi ce? Gologan Toader, din Valea Mărului. Ai lăsat aici. Gologan Toader, din Valea Mărului, Galați. Mai, fraților, nu mai stați în casă, nu vă mai uitați în live-uri. Uitați-vă ce rușine este în mijlocul capitalei României. Nu se poate așa ceva. Piața Victoriilor noastre a fost invadată de jegoși, de Siminic țărani. Mihai. Nu se poate ce au lăsat în urma Siminic lor. Mihai, din județul Iași. Băi, nu să se la poate scenă. Așa ceva. Cum poți să suportăm noi chestiile astea? Bucureșteni, treziți-vă. Doamnă, ce părere aveți din ceea ce se întâmplă aici? Din ceea ce vedeți? Vorbiți împotriva abuzurilor din justiție. Dar ce justiție, fraților, când voi conduceți, aveți parlamentul, aveți guvernul care este aici în față, aveți tot ceea ce vă trebuie. Fraților, uitați-vă la aceste imagini și vedeți cât de, în ce țară de proști trăim, în ce țară. Piața Victoriei, Piața Victoriei este a penalilor, fraților, astăzi este a penalilor, Piața Victoriei. Piața Victoriei este a proștilor care sunt venit din toate comunile țării și habar n-au ce spui ei. Piața Victoriei a fost invadată de țărani, de țărani care habar n-au. Venalii ne conduc. Nu te supăra. Când țin în României, dar îți place și pe jos? Crede-mă, organizarea este foarte bună. Imediat ce se pleacă de aici, vor interveni echipele de salubritate și în câteva ore totul va fi lună, ca și cum n-a fost nimic aici. Am înțeles. Scuze-mă, eu sunt de la presă și voiam să știu. Nicio problemă, asta e declarația mea, pot să spun. Sunt unul dintre organizatori și fii sigur, în câteva okay. ore... De la ce, din ce județ? Din Galați. Ok. În okay. regulă. Bravo. Seara bună. În acest moment, cei care sunt venuți aici pleacă din Piața Victoriei. Un adevărat dezastru am lăsat aici, un adevărat dezastru. Lumea pleacă, ei sunt pe scenă, au prins luminițile, au cântat imnul național al României, dar ei sunt toți penali. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Trăim într-o țară în care îți este rușine cu acești penali. Statul paralel suntem cu toți, fraților. Statul paralel reprezintă fiecare cetățean al acestei țări. Proștii care au venit aici, habar n-au. Deci imaginați-vă și dumneavoastră ce tâmpenie, ce prostie, în ce cap de țară trăim ca să ne conducă niște analfabeți, niște oameni integri care habar n-au ce spun ei. Uitați-vă și dumneavoastră ce au lăsat aici. E ca după bombardament, după asta în picioare ce e aici. Uitați-vă și dumneavoastră, sunt un băiat foarte de treabă de aici, din București, care m-am găsit aici la între mulțime și vede ce se întâmplă. E uluit de ceea ce se întâmplă. Să-ți denunț prietenul sau cunoștință. Pentru ei, nu mai contează adevărul, nu mai contează realitatea, nu contează nici drepturile, nici libertățile noastre. Contează doar denunțul, contează povestea inventată, proba falsificată, interceptarea măzluită. Dar vă întreb, putem opri toate aceste lucruri? Suntem hotărâți să le punem capăt o dată pentru totdeauna? Nu vă aud.
democrație înapoi. Suntem hotărâți să ne luăm democrația înapoi pe care ne-au furat-o. Suntem pregătiți să luptăm și să mergem până la capăt. Vă mai spun ceva. Ca să știți cu toții. Statul paralel trăiește și pe picior mare. Are cheltuieli uriașe. Toți am hrănit și încă hrănim prin munca noastră această mașinărie uriașă cu care se toacă destine și se înfrâng conștiințe. Toți am plătit sute de milioane de euro pe interceptări, filaje și monitorizări. Am depășit cu mult numărul de mandate de supraveghere emise în oricare alt stat din Uniunea Europeană. Avem de zeci de ori mai multe mandate de siguranță națională decât Statele Unite ale Americii, care este ținta numărul 1 a terorismului mondial. Cum poate fi justificată o asemenea diferență? Pentru că plătim prea mult. Băi, uitați-vă ce-i pe aviatorilor! Plini de proști și de țărani, jecuri! Jecuri! Ia uitați-vă ce e aici! Fraților, Piața Victoriei! A fost război în PSD! A fost războiul proștilor! Războiul tâmpiților care l-au lăsat aici! O mizerie! O mizerie! O tâmpenie! Nici nu știu ce să vă mai zic! Doamne, deci nu vine să cred ce văd în fața ochilor. Deci nici protestatarii rezist nu au făcut așa ceva. Au primit apă moca și au aruncat apa, steculețe. Tot ce au primit moca de la acest și Iași. Uitați, Iași. Băi, frate. Doamne și domnilor, vânătorul Nicolae, cu mâna Brâncoveni, județul Ord, să vină la scenă. Doamne. Deci domnul vânătorul Nicolae, comuna Brâncoveni, județul Olt, să vină la scenă. Proștilor! Băi, uite ce au lăsat ăștia. Bacău, băi, Brâncovenilor, să faceți de râs, băi! Rușine, Bacău, rușine! Rușine, uitați-vă ce ați lăsat aici!